Scandal uriaș pe modul în care românii vor serba Paștele în carantină. Astăzi, Mihai Gâdea vă invită la consultare națională. Cine are dreptate? Biserica Ortodoxă Română, care a cerut printr-un acord ca lumina să fie împărțită în fața casei și a blocurilor de către poliție și voluntari? Sau președintele Iohannis, care spune că este periculos și așa vom avea înmormântări după Paște? Vorbește! O țară întreagă așteaptă să te audă. Cum să sărbătorim învierea Mântuitorului în pandemie? Dacă vrei să vorbești în direct, înscrie-te, trimite un e-mail la știri@antena3.ro. Lasă numele, orașul și numărul de telefon. Consultare națională la sinteza zilei. De la 21, doar la Antena 3.